Salut, prieteni! Am pregătit pentru voi un nou episod cu cele mai nebune lupte între animale. Vă așteaptă prădătorii înrăiți în acțiune, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Un stol de păsări a înconjurat niște trupuri de animale moarte, și barze, și marabu, și o grămadă de vulturi flămânzi. În timpul acestor mese fastoase, păsările deseori își pierd vigilența, încercând să muște cea mai bună bucată de carne. După cum era de așteptat, de acest haos s-a folosit prădătorul. Leoaica a atacat din mers, iar vulturii nici n-au avut timp să-și ia zborul. Unul n-a avut noroc și a nimerit în colții ascuțiți. Lupta chiar și cu o mică pasăre pentru călugăriță este o adevărată încercare. Diferența de dimensiune se simte foarte tare. Pasărea agilă poate să-l dezasambleze rapid. Eroul nostru se protejează așa cum poate, dar în luptă a intervenit al treilea participant, o șopârlă. Ea n-avea de gând să se joace, a atacat direct și a fugit apoi cu prada în gură. Turiștii au filmat un moment incredibil. O leoaică mare s-a cățărat în copac pentru a prinde un babuin ascuns pe vârf. Babuinul este mai ușor decât prădătoarea, de aia stă chiar pe margine. Ea, în schimb, simte că poate să cadă ușor. Îi despartă doar un singur metru. Au stat așa ceva vreme, vreo câteva minute, apoi leoaica a coborât. Babuinul a fost salvat. Babuinii maturi pot ucide puii de leu, anume de aia leoaicele urăsc aceste maimuțe. Iată un atac mai reușit. O leoaică atacă maimuța pe copac, iar alta deja o așteaptă la pământ. Babuinul n-a avut nicio șansă. Un leopard a decis să atace un crocodil, deși e greu de numit asta atac. Pur și simplu a tachinat un pic reptila, care s-a ascuns rapid în apă. Oamenii din barcă au filmat o antilopă care căuta frenetic uscatul, înotând pentru viața sa. Totul e simplu, din urma ei, cu viteză maximă, înota un crocodil flămând. Privește cât de rapidă poate fi reptila, dar și antilopa are aptitudinele unui înotător adevărat. Oamenii din barcă cu sufletul la gură erau martorii acestei urmăriri și ghiceau cu ce se poate termina. Chiar la mal, prădătorul și-a ajuns din urmă victima și a atacat-o, însă fără succes. Cu pași mari, antilopa se repezește la mal și reușește să se salveze. Măgarul a răbdat mult timp câinele obraznic care nu-i dădea voie să se apropie de bolul cu mâncare și să încerce din ea. În curând, câinele l-a enervat totalmente, așa că a folosit tactica sa preferată. S-a întors și cu o lovitură exactă a copitei l-a alungat cu scâncituri dramatice. Iată încă un atac eșuat! Această lebădă n-a avut noroc. Prădătoarea a sărit pe pasăre de sus și tot timpul încerca să o muște de gât. Încă ceva vreme, lebăda înnota și încerca să reziste, dar puterile au părăsit-o și victoria a fost de partea prădătoarei. Masculii grizzly sunt deseori foarte violenți cu puii străini, pur și simplu îi urăsc. Dacă așa întâlnire are loc, ursoaica încearcă să-și scape puiul, dar uneori totul se termină trist, ca și în aceste secvențe video. Pe malul lacului, în parcul Glacier, avea loc o nuntă. Sărbătoarea proaspăt căsătoriților a luat însă o întorsătură neașteptată. Pe cealaltă parte a lacului, un grizzly a ieșit din tufișuri și a atacat un pui de elan. Se vede cum mama încearcă să se salveze fugind, iar ursul sugrumă fără milă micuțul. El încerca să reziste, dar prădătorul înfometat nu avea de gând să-și schimbe planurile, așa că șansele erau egale cu zero. Urmează un atac foarte neobișnuit. Deși calitatea videoului lasă de dorit, putem înțelege ce se întâmplă. Un mistreț a atacat o turmă de oi.
Așa comportament nu e tipic pentru porcul sălbatic, dar el a ales cea mai slabă oaie, a doborât-o la pământ și a început să o bată cu botul său. El își bate joc de ea destul de mult timp. Ce va face mai departe cu oaia nu e clar. Oare a decis să devină prădător? Un tigru flămând a stat multă vreme în ambuscadă, folosind iarba înaltă ca acoperire. A avut noroc, chiar în calea lui a ieșit o familie de urși. Prădătorul știa bine despre caracterul acestor urși, dar totuși decide să atace. Priviți cum toată familia protejează cu înverșunare un singur membru. Sărind pe labele din spate și emițând niște strigăte îngrozitoare, au reușit să sperie tigrul, care îndată a fugit în panică totală. Acești doi lei neatenți s-au apropiat prea tare de crocodilul care sigur își apăra teritoriul. Reptila le-a arătat pisicilor că este o idee foarte rea să se apropie de ea. Atacul ursului asupra acestui pui de elan a fost filmat chiar din automobil. Speriat, prădătorul fuge și lasă prada, dar se răzgândește rapid. Trage puiul pe marginea drumului și acolo iar l-au speriat oamenii cu automobilul. Interesant, unde e mama lui? Iar la urmă, micuțul aleargă în pădure și ursul după el. Cred că acolo blănosul sigur își va termina treaba sângeroasă. Pitonii birmanezi nou-născuți trebuie să fugă de la cuibul lor cât mai repede, ca prădătorii să nu-i prindă. Pe alături însă s-a dovedit a fi șarpele Indigo, un vânător de șerpi care fără ezitare atacă și mănâncă nu doar șerpi cu clopoței, ci și pitoni de mări mici. Strategia lui e simplă, să-și obosească prada înainte de a o înghițidea întregul. Micul piton este condamnat și orice încercare de a rezista nu mai are niciun sens. După cum s-a dovedit, lebedele uriașe au și ele inamici în apă. O nurcă mică, dar foarte răutăcioasă. Frumoasa pasăre abia de s-a salvat. Chiar și pentru un bivol atât de mare, întâlnirea cu grupul de lei este foarte periculoasă. Are o singură speranță de ajutor, de la turma sa. Însă toți au plecat. Șanse de salvare? Zero. Leii au sărit pe rând pe spatele animalului ca să-l doboare la pământ. Ultimul a fost saltul unei leoaice, după care a căzut și nu se va mai ridica niciodată. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!